Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Imagini de la Craiova, unde stă să înceapă o partidă interesantă în această etapă cu numărul 20 de Superliga, întâlnirea dintre CSE, Universitatea Craiova și Politehnica Iași. N-au legătură cu echipa la care a jucat Silviu Lung. Silviu Lung junior, mai zic de Silviu Lung senior. 13 ani de atunci. Juca la Iași și a jucat câțiva ani buni, adică el a început să joace când Iașiul era în Liga a doua. Aici să-l vedem pe Mitriță, pasa lui Mitriță este bună, însă prea mult timp rămâne mingea la echipa Craiova. Acolo este Colici, scoate din fața porții, ocazie imensă. Bun, aici Rogulici lovește mingea rău și aici este offside, da. Aici este offside la centrarea lui Căpățână pentru Colici, oricum Colici a dat rău în minge la rândul său. Părea să fi fost offside, apropo că vorbeam de el, Curtici. Dușman dacă era Colici și nu-i dădea o asemenea pasă. Pasă, nu poate fi vorba de pasă asta. De Mitriță. Mitriță are 5 goluri în 8 meciuri împotriva Iașiului. Da. Cu indulgență, că e un jucător tânăr. Se întâmplă. Și aici e Bancu, era pe dreptul, aici poziția bună, Mitriță! Mitriță și meciurile sale împotriva Iașiului. 1-0 al șaselea gol marcat de Mitriță în 9 meciuri cu Iașiul. A scos bine mingea Căpățână. Până la urmă, e adevărat, faza se încheie cu gol. Sare și Colici întâmplător, s-a gândit el că e cineva acolo. Bancu minge vine pe dreptul și în mod logic apare pasa de acolo. Nu iese nimeni la Mitriță decât târziu. Mingea este ușor atinsă de portarul Silviu Lung, dar nu se mai poate opune golul. Șutul e foarte bine plasat, cu Silviu Lung mascat de coechipieri, sigur, da. E corner până la urmă. Nu, a fost Marcioni, scuze, da, Marcioni. Aici, bătută bine, interesant. Interesant dacă într-adevăr așa au vrut, așa au gândit-o, chiar au reușit să surprindă. Și mingea asta care ajunge aici în poziție bună, în poziție bună la Rogulici. Rogulici care e pe stângul, e cu stângul, dar e pe lângă poartă. Putea să obțină mult, dar probabil că rămânea prin Austria, prin Slovenia, pe unde a jucat el înainte, nu că... Și repet, puncte pierdute de aceste echipe nu neapărat că sunt cam aceleași ele. Adică echipele din față au mult mai puține puncte decât aveau în anii precedenți. Mult mai puține, mai ales liderul. Indiferent cine a fost el. Bine, Farul, CFR, foarte mulți ani și acum FCSB. 30 de secunde din această partidă, Mitriță, târzie, dar faza este rezolvată de golul marcat de Rogulici. Ce în apărarea Iașului, bine, nu-i nimeni în apărarea Iașului. În prelungirile primei reprize, tot la el, da, e clar că acesta este motivul. Tatăl antrenorului bulgar, repet, a decedat astăzi. Bravo, băieți, bravo, e frumos. Cât poate însemna asta o adunare? Da, arată caracter, arată grup. Mitriță, bine, Mitriță a dat cu stângul acolo, în sfârșit. Se aduce mingea în poartă, e cel mai important pentru Craiova. Rogulici, care este al treilea gol în acest campionat. În tot sezonul precedent a dat un gol. Ce va fi în repriza a doua? Vedem imediat, rămâneți alături de noi. No, aici a greșit.
Aici a greșit Curtici. E să-l vedem aici pe Buș, care rezistă. Pasa dată de Buș. Și ce avem aici? Uitându-mă cât este de nemulțumit Crețu. A dat ceva împotriva Craiovei, dar nu-mi seama. Roman a ghicit. A ghicit colțul. Locul în care va trimite portarul Popescu, fără doială, acesta e motivul nemulțumirii. N-a reușit să-și scoată mingea. Buș, că Buș a dat pasa acolo, pasa, a trimis mingea acolo în careu. De acolo a plecat faza. Asta e pasa. Al șaselea gol marcat de Roman în acest campionat. N-a fost departe. N-a fost departe. Bătută bine, bătut bine. Cred că ăsta e motivul pentru care portarul n-a mai putut să facă nimic, deși a fost acolo. De la poartă și nu e rea gol! Dubla lui Roman, golul lui Popescu, practic. 2-2. Ce bine a pleznit-o. Bine. Și cu concursul portarului, asta e clar. Vlădoiu era la marginea terenului. Poziție identică cu cea de mai devreme pe care a avut-o Craiova la lovitura liberă a lui Colici. Ciudat efectul ăsta, e ceva, dar nu, n-ai voie să iei golul ăsta portar profesionist, este trimisă cu foarte mult efect. Bate Mitriță pe poartă! Bună! Bună și asta, dar și intervenția lui Silviu Lung. Balonul scos de acolo. Încă o dată în reluare, ultima fază. Acest șut bun, din întoarcere, foarte bun aici, da. Căpățând, vine bine mingea, lovește mingea bine. A fost un super gol ăsta. Bancu. Mitriță, Bancu pentru Mitriță înapoi. Mitriță la Bancu. Bancu în fața porții. Gol! Fanionul rămâne jos. Marcovici în prelungiri. Ce le-au făcut Mitriță și Bancu? N-am apucat să facă schimbarea. Bine, făcea. Ce le-au făcut aici? Mingea deviată, e adevărat. Dar a stat rău. A stat rău, ispas. Marcovici era în fața lui. Bancu a trimis acolo la ciofi, undeva în fața porții. Și deviată, ușor, ușor deviată mingea asta de Ilie. Să vedem ce poate fi aici. Poate fi ceva. Se verifică. Ops. Offside. Dacă se duce acolo, e offside.